nisporeneni. Bună seara și bine v-am regăsit! Vă salut și vă aduc sincere felicitări cu ocazia sărbătorii de astăzi, sărbătoarea hramului orașului Nisporeni. Sper că vă place astăzi aici și nu m-ați înghețat încă, pentru că echipa Partidului Democrat s-a străduit special pentru dumneavoastră astăzi, organizând acest eveniment frumos, ca să vă bucurați în această zi de sărbătoare de o atmosferă frumoasă, veselă și călduroasă aici, la Nisporeni, indiferent de anotimpul sau temperaturile de afară. Am aici alături de mine o echipă extraordinară, împreună cu primarul orașului, cu președintele Organizației Teritoriale a Partidului Democrat și alți colegi care sunt prezenți astăzi aici, pe care vreau să îi felicit cu ocazia sărbătorii și vreau să-i aduc sincere mulțumiri pentru lucrurile frumoase care le fac ei aici, la Nisporeni. Lucruri de care astăzi putem să ne bucurăm. Proiecte despre care au vorbit colegii și care presupun asfaltarea drumurilor, extinderea iluminatului stradal, terenuri de joacă, apartamente sociale, modernizarea spitalului raional și nu de mult a apărut și moara, un simbol al identității și mândriei noastre locale care ne reprezintă și multe, multe altele. Am făcut lucruri frumoase împreună cu această echipă la Nisporeni, în orașul Nisporeni, în raionul Nisporeni, dar am făcut multe lucruri frumoase și la nivelul național. Echipa Partidului Democrat, guvernul Partidului Democrat, fără a face promisiuni populiste, a început să facă ordine și disciplină în țară. Asta a permis să crească economia. Și noi, deja, începem să mărim salariile, pensiile, să reparăm drumurile, apeductele și multe, multe altele. Noi nu promitem, noi facem. Și toate aceste lucruri vom continua să le facem și în continuare, indiferent de ce vorbesc unii ori alții. Vom face lucrurile acestea pentru oamenii din țară, pentru oamenii din localități. Eu personal am să mă implic nu doar la proiectele importante sociale la nivel național, dar în special la proiectele care se vor face aici, în Nisporeni. Pentru că eu sunt de baștene din Nisporeni și rădăcinile mele sunt în Nisporeni. Și văd că la moldoveni se vine cu cadouri și astăzi am venit cu un suport, am venit cu un teren de joacă pentru Ciurdeasa și un utilaj acustic pentru Casa de Cultură din Nisporeni. La mulți ani, Nisporeni!